Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face horoscopul zilei de 7 septembrie pentru semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc și nu uitați să vă înscrieți la canal, este gratuit și în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri cât mai concrete în etalările viitoare. Voi începe cu zodia Taur. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Taur, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 7 septembrie pentru voi, dragii mei. Văd că veți avea foarte multă energie, hotărâre. Haideți să vedem. Tocmai echilibru cu nouăle de cupe și asul de cupe. Echilibrul aici spune vindecare, pace, echilibru interior, vindecare și văd că în această zi poate veți intra în legătură cu persoane de altă naționalitate, cu diferență de vârstă, de altă mentalitate sau va trebui să fiți echilibrați în a lua decizii. Poate veți intra în legătură cu alte persoane și veți face un acord, vi se spune să, și vi se sfătuiește să considerați puncte de vedere a altor persoane, sau să confruntați și să combinați punctele de vedere a altor persoane pentru a găsi cea mai bună soluție la ceea ce vă interesează, pentru a fi echilibru, pace și armonie. Și să vă luați timpul de care aveți nevoie, să nu vă grăbiți. Și zodia săgetător poate are un rol important în viața dumneavoastră. Dar și vi se spune să aveți răbdare la discuțiile cu cei din jur, la acordurile cu cei din jur, la prezența altor persoane. Nouăle de cupe, văd că o dorință ți se va îndeplini, văd că vei ajunge la un echilibru emotiv, o dorință va deveni realitate, vei vedea că se va realiza și va fi un moment magic în viața ta. Văd o mulțumire, o satisfacție în ce te privește. Și asul de cupe, un nou început, o renaștere în ce privește relația de cuplu sau în ce privește o nouă relație de cuplu. Poate vei începe o relație de cuplu, vei cunoaște pe cineva nou. Ți se spune să-ți deschizi inima iubirii. Văd că vei primi mesaje de la acest porumbel, intuiție din partea acestui porumbel și văd un as de cupe care îți va umple inima de bucurie. Haideți să vedem. Echilibru aici, da, să fie echilibrat, de ce? Pentru că cineva este foarte orgolios și foarte prost. Spune propriu așa, stupido, stupidly. Deci, în română este prost, nu? Poate fi încăpățânat, arogant și prost. De aceea trebuie să fii echilibrat tu. Corect, nu? Nouăle de cupe. Zice că proiectele tale văd că tu vei dori să-ți atingi un plan, un proiect și vei ochi chiar la țintă, da? Vei ști ceea ce trebuie să faci și ți se va îndeplini. Îți vei atinge propriul tău target și propria ta dorință. Punct ochit, punct lovit, nu? Și aici, asul de cupe, văd că vei fi în pace și armonie, ceea ce spuneam eu, că vei fi în pace și armonie, să fii echilibrat cu aceste persoane arogante și încăpățânate din jurul tău, sau chiar și proaste, da? Stupide. Și văd că vei avea parte de pace și armonie în viața ta. Haideți să vedem. Iartă și lasă în urmă. Noi toți facem ce e mai bun cu mijloacele pe care le avem. Deci încearcă să înțelegi că nu suntem toți la fel și uneori sunt anumite persoane care doar atât pot să ofere, doar atât pot să dea și au nevoie de muncă interioară, poate sunt ignoranți sau starea lor de evoluție ca suflet încă nu a mers mai departe decât atât și atât știe să ofere așa persoana respectivă. În prostia ei nu știe că greșește, atât poate să dea. Adică, cum zicea Iisus, iartă-i tată că nu știu ce fac, așa și să încercați să iertați această persoană. Deci iertați și lăsați în urmă că toți facem ce e mai bun cu mijloacele pe care le avem, da? Pe care le dispunem. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, numai bine, sănătate!
Voi trece la zodia Fecioară, 7 septembrie, dragile mele Fecioare, nu uita să vă scrieți dacă n-ați făcut-o, este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui și în acest mod ne vom conecta energetic pentru a avea mesaje mai concrete din partea tarotului în etalările viitoare. Zodia Fecioară, 7 septembrie și este o etalare generală, deci vă recomand să luați mesajele care vi se potrivesc. Zodia Fecioară, pentru toți abonații pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu, Luminica Tarot, Zodia Fecioară, ce va fi, ce se va întâmpla. Da, sunt prea multe, deci n-am să le iau. Zodia Fecioară, 7 septembrie. Optul de cupe îmi spune că trebuie să luați o decizie în ce privește viața dumneavoastră, o decizie importantă. Optul de cupe îmi spune că veți lăsa trecutul la spate, veți lua o decizie în ce privește viața dumneavoastră, vă doriți o viață mai bogată, în ce privește bogată în semnificații. Ai înțeles că e momentul să mergi mai departe, vei alege să faci mari schimbări în ce privește viața ta pentru a ajunge la acest soare, la mai multă căldură, la mai multă lumină. Cred că ai înțeles în ce privește anumite situații, ai înțeles că trăiai într-o iluzie sau îți făceai foarte multe iluzii, trăiai într-o confuzie, erau foarte multe alegeri, gânduri în mintea ta și erai confuz, confuză. Mâine, văd chiar și de azi, ai făcut primul pas, prima schimbare în viața ta de zi cu zi, să spunem așa, da? Ți-ai dat seama, ai ajuns la o înțelepciune, ai ajuns să înțelegi că trebuie să faci această schimbare, că dorești ceva mai bun pentru viața ta. Regina de monede, văd că ești o persoană care se sacrifică pentru persoanele din jurul tău, ești o persoană generoasă, poate vei face un drum la o persoană în semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd o persoană practică și generoasă, văd că vei fi foarte generoasă în ce privește persoanele dragi ție, te vei ocupa de casă, de familie, vei fi foarte practică și vei avea capacitatea de a face totul într-un mod mai bun. Sau poate te vei întâlni cu o persoană care te poate realiza în ce privește dorințele tale. Și roata destinului, ți se spune gata, nu mai amâna, poți să începi ceva nou, o schimbare nouă, un noroc neașteptat, ceva neașteptat te așteaptă, da? Poate o nouă casă, o nouă mașină, ceva nou va veni în viața ta. Se termină un ciclu și dorești să faci o schimbare în casa ta, în viața ta. Acea așteptare care tu ai așteptat în luna august, acum s-a terminat acel ciclu și deja începi să te miști în ce privesc acordurile profesionale, în ce privesc proiectele tale, în ce privesc creațiile tale, da? Uite, sunt anumite secrete care doresc să le lași la spate. Vei renunța la anumite situații neplăcute. Văd că ai trecut printr-o transformare profundă interioară și văd că sunt anumite secrete care te neliniștesc și luna februarie, în ce privește relația, în ce privește colaborările, poate va trebui să faci un drum. La drum să te întâlnești cu o persoană în ce privește un proiect sau locul tău de muncă, proiectele, banii, nu știu. Luna februarie, zodia Vărsător, poate are un rol important. O femeie care este generoasă, se sacrifică pentru tine. O femeie practică. Luna februarie. Contracte, colaborări. Cred că, da, și văd că te vei sacrifica pentru copiii tăi, poate aveți doi copii. Și roata zice că dacă ai nevoie de informații, informează-te. Acele informații de care ai nevoie
care te pot ajuta în ce privește un noroc, în ce privește un acord, oportunități, în ce privește chiar și un drum, unde ai mai fost în trecut, da? Ceva destinație aici, ți se cere să te informezi, că aceste informații te pot ajuta. Haideți să vedem. Nu pierde speranța. Când soarele apune, stelele se iluminează, da? Deci nu vă pierde speranța. Pentru că chiar dacă soarele apune, stelele iluminează. Da. Aveți anumite secrete sau vă pierde speranța în ce privește o femeie, în ce privește o colaborare. Dar vi se spune să nu vă pierdeți pentru că stelele ți vor arăta drumul. Nu-ți pierde speranța, da? Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere, numai bine, sănătate. Voi trece la Zodia Capricorn. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Capricorn, dragii mei, fiind o etalare generală, vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Și nu uitați să vă înscrieți la canal, este gratuit și în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a primi informații mai concrete din partea tarotului în etalările viitoare. Zodia Capricorn, 7 septembrie, ce va fi, ce se va întâmpla? Zodia Capricorn. Zodia Capricorn, văd 5 de monede, treceți printr-un moment de abandon, de singurătate, ceva nu vă place, nu vă satisface, sunteți pe gânduri, sunteți nostalgici, vă uitați în trecut, la o situație din trecut, prin ce ați trecut, vă uitați la viața altora. Nu știu, nu sunteți mulțumiți de ce aveți, poate aveți cam puțin sau doriți mai mult, dar e un moment temporar aici, 5 de monede și poate nu vă place locul de muncă, nu vă satisface, dar mesajul e să nu-l schimbați, că nu este momentul oportun pentru a schimba locul de muncă. Poate cineva nu vă oferă atenția de care aveți nevoie. Sau nu vă convine atenția acelei persoane pentru că în trecut v-a lăsat singur, v-a abandonat. Da? Nouăle de monede, văd că vă veți lua momentul pentru dumneavoastră sau vă veți cumpăra ceva drag vouă, vă veți face un cadou, vă veți oferi un premiu pentru munca pe care ați depus-o până în momentul de față. Veți fi independenți, poate în ce privește munca dumneavoastră. Veți prețui timpul pe care îl vei petrece cu tine însuți, da? Poate îți vei savura cafeaua în liniște sau vei face ceva ce îți place ție, ce îți aduce plăcere în relax. Văd că vei fi echilibrat, echilibrată și văd și independență financiară. Regina de spade, o femeie în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu care vei intra în contact, o femeie puternică, răbdătoare, independentă, dar și foarte distractivă. O femeie, poate la drum o vei întâlni într-o instituție, o femeie care poate fi mai directă uneori și mai puțin diplomatică, dar este o femeie sinceră, în care poți avea încredere. Sau poate tu vei fi această femeie care vei face curățenie în viața ta cu acele persoane care au știut doar să ia, dar nu și să ofere. Să te ridici și să te faci respectată. Să-ți pui punctul de vedere, să ții ce e al tău, ce e dreptul tău. Și cred că te vei concentra mai mult pe cariera ta, pe independența ta. Și poate vei intra în contact cu această femeie care poate va spune o vorbă care te vei simți un pic jignit sau poate fi cam tăioasă, poate vei face activități cu această persoană sau vei colabora cu această persoană. Dar este răbdătoare. Poate fi o persoană divorțată sau singură sau văduvă de la drum.
Văd un pic răceală din partea acestei femei, dar nu degeaba. E pentru că a suferit la viața sa. A fost abandonată sau a fost trădată, mințită. Sau poate chiar e văduvă. O femeie care nu știe să-și exprime sentimentele, dar asta nu înseamnă că în inima ei nu există iubire, nu există căldură. Cu 3 de monede aici vei colabora, vei face activități cu această persoană, îți vei urmări pasiunile, vei fi bun în ceea ce faci și văd că creativitatea ta va fi recompensată. 5 de monede din partea unui bărbat, relațiile cu acest bărbat. Vei fi singură sau te vei simți abandonată din cauza unui bărbat. Poate are părul brunet, negru, un pic grizonat, 4 de cupe. Te gândești la aspectul tău financiar sau la sănătatea ta, la evoluția ta spirituală. Te gândești la relația ta cu acest bărbat și că nu e ok și că nu e cum ar trebui să evolueze și te gândești cum să ai mai multă grijă de tine sau cum să ajungi să fii mai independentă. Sau te gândești că acest bărbat nu aduce câți bani ar trebui acasă sau există aici un dezechilibru, o nemulțumire, 9 de monede, dar văd o schimbare în pozitiv, o schimbare în mai bine pentru tine, un nou început, vezi? Va fi o schimbare în mai bine. Regina de spade, karma. Zice că vei primi ceea ce tu ai semănat. Da? Sau această femeie va primi ceea ce a semănat. Sau primește ceea ce a semănat. 3 de monede. Ți se spune că ți se va arăta calea, în ce privește cariera ta, activitățile tale, pasiunile tale sau poate chiar o relație de trio. Și această femeie, dacă are treabă cu relația de trio, poate că are intrat în relația ta și a dezechilibrat familia ta, relația ta cu acest bărbat sau... Această femeie va primi karma, va primi ceea ce merită să știai și chiar cartea Karma. Da? Și că ți se va arăta calea și aprinde o lumânare pentru această colaborare sau pentru documente sau pentru această relație de trio. Și să-ți asculți intuiția. Vei primi ghidare. Răspunsul este da. În 24 de ore vei primi un semnal de la îngeri sau chiar o pană. Un obiect care nu mai e la locul său, care a fost mutat sau a căzut, sau un sunet neașteptat, sau luminile care se aprind, știi, când îți arată că becul se consumă sau e probleme cu becul, știi, când pălpăie becul, lumânare aici, uite, vezi? Sau aprinzi o lumânare și lumânarea începe să se miște, uite, lumânarea mea aici nu se mișcă. Dacă fac așa, vezi, începe să se miște. Deci, în răspunsul este da și în 24 de ore vei primi semnal de la înger cu o pană, cu un obiect mutat de la locul lui sau cade de pe masă sau un sunet neașteptat sau lumini care se mișcă. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, sănătate și vă doresc tot bine din lume. Rugați-vă, rugați-vă. La revedere, sănătate.